Salutare! Astăzi facem o cremă de corp cu efect de bronzare. Adică, crema noastră ne va da o tentă. Ne va da o tentă de bronz, dar fără avea ținuta respectivă de mască. Practic, o mică diferență între produsele cu efect de bronzare din magazine, din comerț. Crema noastră, pe lângă efectul de bronzare, are și efectul de păstrare sau intensificare a bronzului existent. Pentru asta o să facem o cremă, care o să-i adăugăm un ingredient esențial. Self Tanner DHA. Eu am aici un Self Tanner DHA, e un autobronzant luat de pe site-ul, este de Miami, luat de la Elemental. O să încerc să îi găsesc și descrierea. Ca să vă pot spune exact Așadar, self-tannerul DHA este un ingredient de origine vegetală ce permite realizarea cremelor și loțiunilor autobronzante. Induce o culoare temporară a straturilor superioare ale pielii. Așadar, este o pulbere de origine vegetală obținută din grâu, rapiță și sfeclă prin procedee biotehnologice, fermentare și bioconversie. DHA nu intervine în procesul de melanogeneză. Deci, practic, putem să ne bronzăm la soare în continuare, intensificând doar culoarea. Așa, utilizare și aplicații ca ingredient în autobronzante pentru ten și corp, în aplicații zilnice de înfrumusețare și pentru a conferi tenului un aspect revitalizant sănătos. Pentru a obține un bronz uniform, este recomandat să se efectueze un gomaj al pielii înainte de aplicare. Dozaj uzual 1-8%. Și ceea ce este esențial, pH-ul compoziției trebuie să fie între 4,5 și 6. Deci, este un ingredient natural, care este foarte, foarte ok. O să facem acum o cremă. O cremă foarte simplă, căreia să-i adăugăm pH-ul. Rețeta o să o găsiți în pH-ul, DHA-ul. Rețeta o să o găsiți în infobox exact pentru fiecare fază și fiecare gram. Eu o să fac o cantitate mai mare de produs, dar o să folosesc ulei de cocos și ulei de migdale. Voi puteți să folosiți oricare dintre aceste două uleiuri pe care le aveți, ori ulei de migdale, ori ulei de cocos. Și o să punem așa, 10 grame de ulei de cocos și 10 grame de ulei de migdale. 10. Eu fac o cantitate mai mare, deci nu vă luați după cât pun eu, pentru că fac câteva borcanele, dar eu vă dau rețeta pentru 100 de mililitri de cremă. Acum punem și uleiul de migdale. Așa, îi adăugăm glicerină
5 grame de glicerină pentru 100 de grame de produs. Deci, glicerină vegetală. Este foarte densă cea pe care o am eu. Așa. Ca și emulsifiant, puteți să folosiți emulsifiant oliva. Eu o să folosesc glicerin stearate pentru că îmi doresc să aibă o textură mai fluidă. Dar dacă voi nu aveți decât oliva, puneți 4 grame de emulsifiant oliva pentru fiecare 100 de grame de produs. Eu am gliceril stearate sau emulsifiantul Bella de la Elemental sau gliceril stearate de la Manske sau Aromazon, se găsesc sub diverse denumiri. Deci gliceril stearate puneți câte 5 grame pe 100 de grame de produs și sau dacă aveți oliva, puneți câte 4 grame pentru că oliva este mult mai dens. Adăugăm și un gram de acid stearic. Mie îmi place textura pe care o dă pielii acidul stearic și pun un gram de acid stearic pentru 100 de grame de produs. Deci 1%. Perfect. Acum îi adăugăm apa, 60 de grame de apă pentru 100 de grame de produs. Eu folosesc apă de izvor, dar puteți să folosiți apă minerală, demineralizată, bineînțeles, în aceea cu bulbuci. După cum vedeți, eu folosesc o singură fază, pentru că folosind emulsifiantul ori gliceril stearate, ori oliva, se poate folosi o singură fază. Pentru restul, este cel mai bine să se folosească două faze, faza poasă și faza uleioasă. Eu așa m-am obișnuit, cremele mele au o ținută, deci n-am considerat că ar fi neapărat nevoie de două faze distincte. Ținând cont de faptul că tipologia asta de emulsifiant merge foarte, foarte bine așa. Acum, o să le ducem pe baie de abur până se topesc și ajung la aproximativ 70 de grade sau în cuptorul cu microunde, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți să nu le ardem, desigur. Acum, revin, nu știu ce calcule făcusem inițial când v-am spus vouă. De fapt, am pus cantitatea ok de apă, dar am spus 60 de grame, 65 de grame, de fapt, de apă pentru 100 de grame de produs. Și acum mixăm o singură dată, așa, și o să facem următoarea chestie. Ce s-a amestecat? O să adăugăm în ploaie gumă xantan. 0,5 grame de gumă xantan pentru 100 de grame de produs. Eu am mai mult produs aici și îl adăugăm în ploaie înainte de a mixa. Ne va stabiliza crema noastră. Face mai densă. Este nevoie în special de o cremă foarte, foarte simplă, foarte ușoară și care să pătrundă foarte bine în piele. De fapt, de asta se folosesc și uleiuri foarte simple.
ori doar migdale, ori doar cocos. Eu am pornit de la alte rețete întâlnite și am ajuns totuși la formularea asta. S-a emulsifiat. Un vas cu apă rece și o să punem vasul nostru în vasul cu apă rece și o să mai mixăm o perioadă. Sau îl putem lăsa să se răcească singur. Dar cu siguranță va mai dura o perioadă până la răcirea completă. Așa că vasul cu apă poate fi un ajutor de nădejde. Temperatura mâinii, ea se va mai închega. Acum o să-i adăugăm conservantul Coast Guard, 18 picături pe 100 de grame de produs. Ok, am adăugat conservantul. Și adăugăm și fragranță. Eu am aici, așa, cocos. Este un extract aromatic de cocos. Am de pepene galben. O să-i adăugăm 25 de picături de extract aromatic de cocos pentru 100 de grame de produs. Așadar, am adăugat extract aromatic. Deși încă nu este complet răcită. Ce bine miroase! Super! Ea se va mai răci și îi va scădea foarte... îi va crește consistența. Avem aici benzi. Benzi indicatoare de pH. Înmuiem în compoziția noastră și ne dă un pH destul de acid. Deci noi trebuie să avem până în 6 pH-ul ca DHA-ul nostru să funcționeze. La momentul ăsta este pe la 8. Între 7 și 8. Îl vom scădea cu acid lactic, adăugând progresiv câteva picături de acid lactic. Avem aici acid lactic. Ne asigurăm că este rece compoziția noastră ca să putem să îl adăugăm. Atât, după care amestecăm
foarte bine și o să remăsurăm pH-ul. Ok, după cele câteva picături de acid lactic, am obținut o culoare, după cum se și vede, între 5 și 6. Dar trebuie să aveți foarte mare grijă când manevrați aceste indicatoare de pH, pentru că și dacă ajunge o picătură de apă, ele se vor păta. Și apa are un pH și un pH destul de ridicat. Așadar, acum trecem la amestecarea DHA-ului. Acum, după ce am măsurat crema noastră, ca și pH și ca și cantitate, pentru că eu am la momentul ăsta doar 10, o punguliță de 10 grame de self-tanner DHA. 10 grame de DHA merg fix pentru, pentru 200 de grame de cremă. Deci, practic, pe 100 de grame de produs se adaugă 5 grame de self-tanner, de DHA. Pentru o bronzare mai accentuată se pot adăuga 8 grame și atunci bronzul va fi mai intens. Eu am măsurat oricum să fie fix cantitatea, fix 200 de grame și îi adaug 10 grame de self-tanner. Voi puteți să faceți același lucru, deci să vă acționați doar self-tannerul DHA și să-l adăugați într-un lapte de corp oarecare și să mixați foarte bine sau să-l amestecați cu un tel până la omogenizare. Da, mă uitasem pe el dacă nu a expirat. Bun, l-am adăugat în crema mea gata și îl mixez ca să se omogenizeze. Pentru că altfel am fi pătate. Ok, turnăm crema noastră într-un borcanel, borcanel în care am și măsurat înainte să fie 200 de grame, 200 de mililitri, de fapt, dar borcanelul e de 200 de mililitri. Eu am pus pe cântar și în interiorul lui am măsurat, de fapt, acum că e cu plus, că e cu minus, câteva grame, ideea e că această cremă să își facă efectul. După ce ați aplicat-o, să vă spălați pe mâini ca să nu rămâneți pătate. Eu înainte de aplicare, la duș folosesc un scrub emulsifiat. O să pun și rețeta scrubului. Cât de curând o să facem împreună un lot de scrub. Și o să vedeți rețeta, mie îmi place la nebunie, e un scrub, eu l-am făcut de căpșuni ultima dată, are o aromă extraordinară și mai ales e important să fie întins pe absolut tot corpul. Și dacă ați stat puțin la soare și v-ați bronzat foarte puțin și v-ați bronzat în stilul costumului de baie, deci doar pe, v-au rămas niște dungi, puteți după duș să aplicați autobronzantul. Da, eu o să vreau să mă spăl pe mâini. Efectul apare după câteva ore de la aplicare, 2-3 ore de la aplicare, nu apare instantaneu. Și se va intensifica în următoarele ore. Spre deosebire de cele din comerț, nu las
acea tentă inestetică de culoare. Va avea doar un bronz frumos. Aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos. În infobox o să găsiți alte informații. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să dați like, să distribuiți și mai ales, ce este cel mai important, să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. V-am pupat!